Bogăție, nu? Da, dar să vezi aici. Un lingou de aur de 13 kg. Da, asta au putut admira, printre altele, cei care au călcat pragul Băncii Naționale a României. Ocazia a fost una cu totul special, a fost Ziua Băncii. A împlinit 142 de ani de la înființare, așa că și-a deschis porțile, iar la așa o invitație, curioșii s-au adunat în număr mare. Înăuntru, în clădirea impunătoare, cu parfum de istorie, până la urmă au avut ce vedea, colegii noștri au fost și ei acolo, așadar, haideți să facem alături de ei un tur al clădirii. Clădirea impunătoare de pe Lipscani, în care și are sediul Banca Națională, a putut fi admirat și în interior. Se împlinesc 142 de ani de la înființare, iar porțile îi sunt deschise. Așa că zeci de oameni au stat la coadă pentru turul Palatului Vechi. Acum încolo vrem să sărbătorim această zi prin deschiderea porților, să le arătăm patrimoniul imobiliar, clădirile extraordinare în care avem parte să lucrăm și de care avem grijă foarte mult, și expozițiile speciale. Pe de o parte expoziția cu regele Mihai, pe de altă parte expoziția cu Ecaterina Todoroiu, prima femeie pe bancnot. Care cameră v-a plăcut cel mai mult? Prima sală, care e superbă și sunt de mult în București, dar n-am văzut-o niciodată. E superb. Cum mi se pare expoziția? Mai mult decât interesant. Dar prea puțin timp. Nu? Data viitoare ne-au promis o oră și jumătate. Să sperăm că așa o să fie. Toți ochii au zăbovit însă cel mai mult asupra lingoului de aur de 13 kg. Și nu numai ochii, multe mâini au atins obiectul prețios. Între 1916 și 1917, guvernul bolșevic a făcut o înțelegere cu guvernul român, iar tezaurul României, în valoare de peste 91 de tone de aur, a fost trimis la Moscova. Ei bine, la finalul primului război mondial, guvernul Rusiei țariste nu a mai ținut cont de înțelegere și nu a mai înapoiat aurul României. Această problemă a rămas nerezolvată până în ziua de azi. În incinta sediului BNR se află doar o mică parte din aurul României, însă 60% din rezerva de aur este depozitată în afara granițelor țării, în principal la Londra. Odată cu naționalizarea, moneda Ardealul nostru trebuia înapoiată statului român. Aproximativ 35.000 de oameni au ajuns în închisoare pentru că au refuzat să facă acest lucru. Însă, după 89, cei care încă aveau o monedă cocoșelul de aur, așa cum este numită în popor, au putut chiar să-și cumpere o garsonieră. Cei care nu au apucat să viziteze astăzi sediul Băncii Naționale trebuie să știe că o mai pot face și mâine. Iar în afară de Ziua Porților Deschise, Muzeul Palatului Vechi mai poate fi admirat în interior cu ajutorul unei programări pe site-ul BNR.